Câteva zeci de persoane s-au adunat astăzi pe Aleea Clasicilor din capitală la un meeting de comemorare a 70 de ani de la semnarea tratatului Molotov-Ribbentrop. Protocoalele secrete ale pactului au împărțit Europa între marile puteri totalitare ale lumii. În urma semnării acestui pact, România a pierdut Basarabia și Bucovina. Acțiunea a început cu intonarea imnului României. Participanții la meeting au cerut lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, în urma căruia Basarabia și Bucovina au fost anexate la Uniunea Sovietică. Tot ce-i bazat de crimă n-are dreptul la existență. Unde e Izmaelul? Unde e Cetatea Albă? Unde e Chiria? Unde e Fătinul? Unde e Cernăuțu? Ăstea sunt teritoriile noastre. Generația de astăzi are datoria sacră de a lichida consecințele pactului Molotov-Ribbentrop. Munca noastră nu se trece în zadar. Și dacă această stare de spirit cuprinde tineretul, înseamnă că avem viitor. Iar viitorul nostru se numește simplu România! Credeți că este reală unirea cu România? E un vis, cum a spus Băsescu. E un vis și am vrea ca visul să devină realitate. Noi nu mai ajungem de acum, da? Am vrea. Participanții la meeting au adoptat o declarație pe care ulterior au transmis-o oficialilor de la ambasadele Germaniei și Rusiei. Pactul Ribbentrop-Molotov a fost un tratat de neagresiune semnat între Germania nazistă și Uniunea Sovietică înainte de începutul primului război mondial. Semnarea acordului a permis un an mai târziu sovieticilor să ocupe Basarabia și Bucovina de Nord, afectate fiind și state ca Polonia și țările baltice. O rezoluție recentă a OSCE propusă de Lituania și Slovenia cere ca ziua de 23 august să devină o zi dedicată memoriei victimelor regimurilor nazist și stalinist.